Ziua Eroilor a fost marcată la Vatra Dornei, joi 10 iunie, printr-un ceremonial religios și depuneri de coroane la monumentul de lângă primărie și la cimitirul eroilor. La eveniment au participat militari ai Batalionului 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă de la Unitatea Militară 01037, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Jandarmeriei și Poliției, dar și unităților de învățământ, partidelor politice, societății civile, primăriei și Consiliului Local. Au luat cuvântul Angelica Fădor, deputat în Parlamentul României, Marius Râpan, viceprimarul municipiului Vatra Dornei și locotenent colonel Vasile Chirap, șef de stat major. Aducem astăzi un adânc omagiu, amintire veșnică, o rugăciune din tot sufletul, dar și o lumânare aprinsă pentru a le lumina drumul celor care s-au jertfit și au făcut posibil viitorul nostru. Istoria continuă să fie scrisă și astăzi de eroi căzuți la datorie pe toate câmpurile de luptă din diferite zone de conflict, unde au reprezentat cu cinste România în cadrul unor misiuni desfășurate sub egida ONU, NATO sau Uniunii Europene, precum și toți cei care și-au pierdut viața salvându-și semenii. Lor tuturor, eroilor neamului, le închinăm această zi de mare sărbătoare, sărbătoare creștină. Odihnă în pace tuturor eroilor neamului! Dragi dorneni, astăzi, 10 iunie 2021, după un an în care nu ne-am putut întâlni să-i comemorăm, ci doar să-i pomenim în rugăciunile noastre, este din nou o zi plină de încărcătură emoțională și spirituală, întrucât omagiem eroii neamului românesc. La ceas de mare sărbătoare creștină și națională, comemorăm jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta și de a inspira pe alții, precum și determinarea de a acționa pentru împlinirea unui bine mai înalt. Prin actele de eroism, patriotism și dăruire ale semenilor noștri, pe câmpurile de luptă sau în închisorile comuniste, au fost apărate integritatea și libertatea țării și păstrată demnitatea națională.